mai multe obiecte, de unul și la altul, să nu avem bine. Unul am atras, altele mai puțin. Asta a fost istoria jocului, ce vreau să spun. Eu vreau să-l felicit pe toate, pe trecute, că din mai sunt pe ren. Când am fost ușor, să-l pun la parte, pe căldură. Că n-am mai jucat până acest moment, atât mă scuză, bineînțeles. Asta e soartă, echipele mai mici, la ore nepotrivite. Dar asta vreau să spun, deci când erau 0 grade sau minus 2, jucam la 8-9 seara, când sunt 20 de grade, jucăm ziua, la amiază, în lumea ciorbă. Plătește jucătorii jocului. Asta a fost programarea, nu avem nimic de conform. Eu n-a fost cea mai potrivită oră pentru a oferi în teren cel mai reușit spectacol. Noi am încercat, iar de la început până la sfârșit am încercat să atacăm. Ea și-a venit colecție foarte bine învățată, s-a așezat în jumătatea de teren și am încercat doar prin eventuale contraatacuri care nu prea au avut și la o fază fixă eventual să există acest. Da? Ce vă spun? Asta a fost istoria jocului. Dar totuși te așteptai la asta, că ai spus și la momentul înainte. Nu m-am așteptat, dar haide să vedem și noi cine suntem. Cu toții ne dorim mai mult. Sunt Fece Botoșan, al doilea an în prima ligă, o echipă care a reușit să îndepărteze emoțiile pentru a doilea cu 6 etape mai de final. Are ceva ce să spun. Sigur, ne dorim mai mult. Da. Atâta s-a făcut astăzi. Te spui că în acest moment Fece Botoșan este 100% salvat, nu? Da. Suntem salvați. Deci obiectivul care l-am avut la începutul campionatului, respectiv să jucăm și la anul în prima ligă, pe am asigur, mai rămân 6 etape de campionat, dar să încercăm să acumulăm cât mai multe puncte pentru o poziție cât mai onorantă la finalul campionatului. Ne vom juca șansa până la capăt, din toate punctele de vedere. N-am fost și nu sunt omul bunătăților de măsură, nu considerăm că avem saci în căruță, ne vom pregăti în continuare și să fim mai buni. Astăzi, împăcată, n-am avut prospețimea și nici imaginația necesară să reușim să ne stabilizăm acolo în Iașiul. Atunci când m-am dat, am fost apărit și de șansă. Sunt jucători la care te așteptai mai mult astăzi? Fiecare jucător nu știu foarte mult. La echipa mea de fiecare dată cer foarte mult. Bineînțeles că mă așteptam mai mult. Mi-aș fi dorit să câștigăm jocul, nu am reușit. Te întrebi pe tine, jocul în felul primat, te mulțumesc, echipa mea, în total la Iași, vom vedea influență de primat, am făcut un joc foarte bun de apărare, una este apăra, altceva e să joci, să ataci, e diferit. Este un jucător care și a câștigat locul în echipa Iașiului, cu altă partitură, noi adică mai fel, Iașu. Nu e cu niciun fel de aluzie, niciun fel. Ei, își cunosc foarte bine posibilitățile, au venit să se apere. Îi felicit pentru ceea ce au reușit. Din discursul tău văd că acest egal e mai mult o înfrângere pentru tine. Nu e mai mult o înfrângere, dar nu e o victorie. Este un punct acumulat în plasament, sigur că sunt nemulțumit. Aș fi dorit să câștig acest joc, era foarte important când noi să câștigăm. Dar n-am reușit, am spus. Mai sunt și asemenea joc. Atunci când echipele adverse vin și se așează cu două linii, trebuie să avem jucători mult mai imaginativi, mult mai dinamici, care pot să facă mult pentru a aduce mingea în fața forței.